Pacea Domnului Iisus. În apropierea noastră de cuvânt, vreau să vă spun bun venit. În încercarea noastră de a depăși oboseala, vreau să vă spun bine ați venit. E frig afară. E o zi solicitantă, e ziua de joi. Toată lumea se pregătește pentru weekend. Adventiștii se pregătesc pentru sabat. Cineva trebuie să rupă de undeva ca să vină aici. În foarte multe situații rupem din noi. Nu-i ușor. Dar vreau să vă mulțumesc pentru că suntem împreună. Aș vrea să vă invit să vă rugați lui Dumnezeu să fie așa de binecuvântată seara asta. N-aș vrea să vă spun să fie frumoasă. Nu-i destul dacă e frumoasă. Aș vrea să fie binecuvântată, atât de binecuvântată, încât Dumnezeu să vă ajute să uităm de oboseală. Să uităm de faptul că sunt o mulțime de lucruri de lucrat încă. Și să ne ajute Dumnezeu să învățăm că la picioarele Domnului Iisus Hristos e mai bine decât în bucătăria Martei. Știți ce spun, da? În seara asta aș vrea să vă iau cu mine într-o frământare a mea destul de veche care sau la care Scriptura a dat un răspuns fantastic, excepțional de frumos. Și anume, noi toți știm cum este să trăiești mântuirea după venirea Domnului Iisus Hristos în Betleem. Toți știm. Adică, da, învățăm despre iertarea păcatelor, despre venirea Lui, despre viața Lui, despre faptul că acum este în ceruri. Sunt lucruri care tot vin la urechile noastre. Uneori le acceptăm, alteori nu. În seara asta însă aș vrea să vă invit cu mine și cu Scriptura la un experiment cu mult înainte de Betleem, cu mult înainte de Abraham, și să vă întreb un lucru și să încercați să răspundem împreună. Doamne, cum era pe vremea aia când Iisus Hristos nu venise? Ce nevoie aveau oamenii atunci? Ce căutări aveau? Oare îl așteptau pe Iisus Hristos? Că El va veni peste 1500 de ani de la evenimentul care îl vom studia. Cu 1500 de ani înainte, cu aproximație, oare ce însemna să cauți cerul? Cum era? Și dacă mă întrebați dumneavoastră, dar ce nevoie am eu de toate astea? Că eu sunt acum... Haide, răspundem la ce mă doare pe mine, nu mă duce acolo, că nu mă interesează, le-as probleme trecute. Atunci vreau să vă spun că nu e chiar așa. Avem impresia uneori că Scriptura Vechiului Testament este o Scriptură care nu ne mai trebuie, care face parte din tezaurul ebraic, care face parte din Vechiul Testament. Unii folosesc, fără să înțeleagă foarte bine, sintagma Vechiului Legământ. Și așa mai departe și spunem, n-au nevoie de asta. Din cauza asta, Scriptura este cumva ruptă în două. Și într-una dintre ultimele noastre seri de argumentare, îndreptându-ne spre persoana Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât mâine seară să vorbim despre Hristos, întrebarea mea este cât de mult au așteptat oamenii pe Iisus Hristos? Și a doua întrebare este, dragii mei,
Dumneavoastră v-ați născut creștini. Așa este? Și pentru că v-ați născut creștini, beneficiați de învățătura creștină. Și sunteți creștini datorită mediului în care trăim. Ce s-ar fi întâmplat dacă v-ați fi născut undeva în zona hindu? Acolo unde religia este religia hindică. Ce ați fi făcut? Sau dacă ați fi fost undeva în zona budismului, ce ați fi făcut? Sau dacă ați fi trăit printre islamici? Până la urmă, care religie este autentică și adevărată? Ne putem bucura astăzi că avem o credință care într-adevăr să fie autentică sau trăim și noi într-o religie una printre multe altele? Și aș vrea să vă spun că Scriptura, într-un mod extraordinar de fericit, dă răspuns la lucrurile astea. Nu am nevoie de răspunsul ăsta ca și o curiozitate. Nu. Ci am nevoie de răspunsul acesta pentru ca să știu că eu am o misiune în lume. Am o misiune. Să știu că ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat mie, mi-a încredințat pentru ca să ofer și altora ca fiind cea mai mare binecuvântare. Și că în felul acesta creștinismul nu este o credință sectară care aparține Europei, spre exemplu, ci este una dintre credințele fundamentale de care omul are nevoie. În finalul cărții Apocalipsei, mi se spune că Dumnezeu ne cheamă la un moment dat ca cu mesajul acesta al Evangheliei să putem zbura prin mijlocul cerului pentru a aduce lumină la toată lumea cu o Evanghelie care trebuie să ajungă la orice limbă, orice națiune, orice popor. Întrebarea multora este, da de ce? În seara aceasta vom răspunde de ce. Foarte mulți zic, lasă că trăim într-o zonă a pluralismului și ei au dreptate. Adică cine? Și islamicii au dreptate, și hindu au dreptate, și budismul are dreptate, și creștinismul are dreptate. Cumva suntem și noi o parte din marea religie a omenirii. Și pentru că se gândește așa, pasul imediat următor care urmează la nivel global este să se facă din toate religiile acestea o religie nouă. Astfel încât suma tuturor religiilor prezente să fie religia viitorului. Dacă lucrurile vor merge așa și dacă se întâmplă așa și dacă totuși creștinismul este autentic, înseamnă că într-o mare supă religioasă tot ceea ce este autentic se va pierde. Și noi va trebui să hotărâm dacă pierdem sau dacă păstrăm credința lui Iisus Hristos. Acesta este rațiunea studiului din această seară. Încă o dată, bine ați venit! Studiile au arătat că la nivelul nevoilor noastre, viața arată cam așa. O să rog media să-mi pună piramida lui Maslow. Simplu. Este vorba de o piramidă. Aș vrea să o am și pe ecranul de aici. Vă mulțumesc. E vorba de o piramidă în care vă rog să observați baza, așa cum e la o piramidă, este mai largă și apoi se îngustează spre vârf. Vorbind despre faptul că avem baza mai largă, înseamnă că e mai important. Segmentul de jos e mai important, cuprinde baza. Apoi, pe verticală, vin lucruri care nu sunt chiar atât de importante și care sunt condiționate de primele. Și acum e foarte simplu, simplu de tot. Piramida asta este o joacă de copil. Vreau să o urmăriți împreună cu mine.
se spune că în viața unui om, nevoia numărul 1, prezent aici la bază, sunt nevoile fiziologice. Adică, omul are nevoie de aer, hrană, apă, somn, ca să trăiești, nu? E corect? Piramida spune mai departe așa. Dacă le ai pe astea toate, poți să treci la nivelul 2. Dar dacă nu le ai pe astea, toată viața te bați numai pentru astea de la nivelul 1. Ce e nivelul 2? Nivelul 2 este, după ce ți-ai asigurat aerul, pâinea, somnul, ca să existi, casa, căldura, ce vreți, după aceea, următoarea nevoie este nevoia de siguranță. Adică, n-am nevoie să am numai pâinea de azi. Am nevoie să am și pâinea de mâine, dacă nu cumva pentru 2 zile, da? După aceea, am nevoie de sănătate, corpul fizic. Am nevoie de o proprietate. După ce am terminat cu pâinea, îmi cumpăr un teren și îmi fac o casă și așa mai departe. Ăsta este nivelul 2. Dar încă o dată, nu voi cumpăra niciodată o casă dacă eu n-am ce mânca. E corect? Nivelul 3. După ce am asigurat și nivelul acesta de siguranță, la nivelul 3 am nevoie de un grup, suport, de niște oameni care să fie lângă mine, să mă sprijine, prietenii mei, colegii de muncă, cum vreți dumneavoastră, grupul social, partenerul de căsătorie. Am nevoie de asta. Imediat, după ce am rezolvat problema pâinii, după ce am rezolvat problema zilei de mâine, după aceea am nevoie de cineva cu care să mă întrețin. E corect? Și experiența spune că dacă n-am pâinea și dacă nu am siguranța zilei de mâine, nu mă interesează prietenii. Prietenii vin abia după aia. Așa îi? Unii nu prea știu, dar, mă rog, se pare că statistic lucrurile stau așa. Încă o dată. După ce ajungem la nivelul 3, după aceea, după ce am terminat cu prietenii, am nevoie de realizare personală, de stimă. Adică mă interesează o profesie, mă interesează un loc în societate, dacă se poate să fiu și eu cineva în satul, în orașul, în comuna în care sunt, mă duc și eu la primărie, mă alege cineva acolo într-o funcție. E o nevoie interioară. Știți ce mi se pare mie ciudat? Că în vârf de tot, la ultimul etaj, la care ajungi după ce le-ai împlinit pe toate astea, abia acolo e problema sufletului și a religiei. Deci religia vine numai după ce ți-ai câștigat pâinea, după ce ți-ai asigurat ziua de mâine, după ce în sfârșit ți-ai rezolvat problema cu prietenii, după ce ți-ai rezolvat un loc în societate, după ce le-ai rezolvat pe toate, probabil undeva pe la pensie, atunci mă duc și eu la biserică sau mă îngrijesc cât de cât de partea mea spirituală. Până atunci, nu se poate. Fiți atenți un lucru. În fața acestei realități, Dumnezeu a creat un experiment pe care îl găsiți în Sfânta Scriptură. Experimentul ăsta se numește Iov. Care este experimentul? Dumnezeu a zis, uite Iov, mai ai câteva zile de trăit. Câteva zile de trăit. Când mai ai doar câteva zile de trăit, care sunt valorile care contează? Care sunt valorile care mai contează? Până ieri, când ai aflat că ești bolnav de cancer,
Conta faptul că aveai o vilă cu 5 etaje. Astăzi, când ai aflat că ești bolnav de cancer, spuneți-mi, vă rog, mai contează 5 etaje? Până ieri, faptul că aveai 2 milioane în bancă, conta. Astăzi, când ai aflat că ești bolnav de cancer, dintr-o dată, ce valoare au cele 2 milioane de dolari? Și descoperi că nu mai au valoare. Până ieri, faptul că aveai un BMW la scară conta foarte mult și te plimbai mândru prin oraș, pentru că lumea, evident, se cam uita la mașină, nu la tine, la mașină. Azi, la ce-ți mai folosește? Am avut un văr. Extraordinar. În toată viața lui, ultimii 15-20 de ani, i-a petrecut în pat, bolnav de scleroză în plăci. Mă duceam la el în vizită. Și nu mă puteam opri să nu mă întreb, Doamne, de ce-l mai ții în viață? Ce rost mai are Gabriel? Spuneți-mi, ce rost mai avea? Un om care stătea pe pat. Un om care nu mai putea să-și miște nici capul. Ce rost? Ce valoare? De ce îl mai ținea Dumnezeu? Avea un plan cu el? Era de folos cuiva? Îmi spuneți că nu era de folos nimeni. Și atunci de ce îl mai ții, Doamne? Până la urmă, pentru Gabriel, care sunt valorile? Lucrurile sunt și mai dureroase. Soția lui trebuia să-l ia, să-l ducă la baie în spate. Tatălui de 80 de ani trebuia să îngrijească de un copil de 50 și ceva de ani. Vi se pare normal? Care mai e valoarea lui Gabriel? Mai dați 2 bani pe el? În societatea de astăzi, astfel de cazuri sunt propuse pentru eutanasie. Pentru eutanasiere. Știți despre ce e vorba, da? Moartea blândă. De ce? Pentru că se spune, asta nu este viață. Asta este viață fără calitate. Vreau să vă întreb. Și cu ocazia asta să-l întreb pe Iov. El care mai avea câteva zile, așa spune în Iov capitolul 13 cu 15. Doamne, știu că voi muri. Știu, e clar, boala mea n-are rezolvare, este incurabilă, nu se poate vindeca. Știu că ăla este direcția mea. Doamne, îl întreb pe Iov. Iov, ce înseamnă omul? Care e valoarea omului? Și Iov îți va spune, valoarea omului nu este nici casa, nu sunt nici bani în bancă, valoarea omului nu este nici mașina care o tragi la scară. Bine, Iov, am înțeles, dar care e valoarea omului? Ce ziceți? Și dintr-o dată, dragii mei, experimentul ăsta simplu întoarce piramida asta cu vârful în jos. Și experimentul ăsta pe care îl face oricare om care își dă seama că mai are puțin și viața se încheie, fiecare om ajunge aici. Fiecare om, astăzi am mai dus la groapă pe cineva aici în Hâncești. Fiecare om cu câteva zile înainte,
Întreabă pe cei din jur ce-i de făcut. Fiecare om își dă seama că e gata cu câtva timp înainte, numai dacă este, eu știu, inconștient sau altfel. Dar vă rog să observați, aici, în prima variantă, mai puneți-mi o dată, vă rog. În prima variantă, cea mai serioasă realitate este nevoia de pâine. Aici, cea mai serioasă realitate este nevoia de Dumnezeu. Între aceste două realități este bătălia întregii vieți, de când ne naștem până când murim. Ce e important pentru tine și pentru mine? Dumnezeu sau pâinea? Și răspunsul din pustie al Domnului Iisus Hristos este: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. Observați că din punct de vedere al Domnului Iisus Hristos a răsturnat piramida nevoilor noastre. A răsturnat piramida lumii. În viața dumneavoastră, ca și în viața mea, care e realitatea? S-a răsturnat piramida? Sau suntem tot în varianta 1? Ce părere aveți? Suntem în 1 sau în 2? În 1 sau în 2? În seara asta trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. În seara asta luați-vă timp să ne analizăm puțin valorile noastre, să ne dăm seama sau să răspundem la întrebarea dacă Iisus Hristos a răsturnat ceva în viața noastră sau n-a răsturnat nimic. Suntem la fel ca oricare om care trăiește oricum pe pământul acesta sau pentru faptul că Iisus Hristos a intrat în viața mea, lucrurile s-au întors invers. Pentru că asta este singura rațiune de a îl întâlni pe Iisus Hristos. Și atunci, de aici, de la situația asta, încep să îl întreb și să stau de vorbă cu Iov. De aici încolo deschid Scriptura să văd: Iov, care sunt nevoile tale fundamentale? Nevoile tale, tu care mai trăiești 2 zile. Nevoile lui Gabriel, care stătea acolo în situația în care v-am povestit. Nevoile a N dintre semenii noștri. Care sunt nevoile lor? Oare ce e omul? În Iov, capitolul 23, una dintre primele replici ale lui Iov, eu am găsit replica aceasta formulată în capitolul 23, dar de la început, din primul moment în care Iov își deschide gura în relația sau în discuția lui cu prietenii lui, Iov vrea neapărat lucrul acesta, și anume: dacă aș ști unde să-L găsesc pe Dumnezeu, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea Lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are de gând sau ce poate să-mi spună. Vă rog, cum se numește asta? Cum numiți nevoia asta? Pentru că e o nevoie permanentă a acestui om care mai are 5 zile de trăit. Sau 2 zile, sau 3 zile. Și el spune: am nevoia asta. Dacă aș ajunge să-l văd, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Cum numiți asta? Nevoia asta a lui. Poftiți? Mulțumesc! Prima nevoie este să vorbească cu Dumnezeu. Țineți cont! Prima nevoie a lui Iov, este, în situația respectivă, este: vreau să stau de vorbă cu El. Vreau să-L întreb și El să-mi răspundă. Să-mi răspundă Dumnezeu! Cum se numește asta? Nu cumva se numește rugăciune? Nu cumva nevoia fundamentală pe care o întâlnește Iov acum este să
poată să-i ajungă rugăciunea la Dumnezeu și nu doar să-i ajungă rugăciunea la Dumnezeu, dar să ajungă răspunsul lui Dumnezeu la el. V-ați gândit vreodată că nu există nicio rugăciune fără să capete un răspuns? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Nici o rugăciune fără răspuns. Rugăciunea care ajunge acolo va primi întotdeauna răspuns. Rețineți acest prim punct pe care îl face Iov. El spune, am nevoie să vorbesc cu Dumnezeu. Dragii mei, câtă vreme un om vorbește cu Dumnezeu, câtă vreme un om vrea să vorbească cu Dumnezeu, de fiecare dată omul acesta are de ce să trăiască. Omul acesta, în raport cu Dumnezeu, are un rost. Câtă vreme nu va înceta rugăciunea din viața ta, rostul tău există. În 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 1, atunci când profetul vrea să spună că națiunea sau poporul lui Dumnezeu a pierdut șansa lui la lumină, la fericire, la dezvoltare, spune următorul lucru. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Ce vrea să spună? Dumnezeu nu mai vorbea. Când Dumnezeu nu mai vorbește în viața unui om, când Dumnezeu nu mai vorbește în viața unei biserici, în viața unei națiuni, e rău. Am văzut oameni care nu pot să moară din cauza că nu știu dacă Dumnezeu le vorbește sau nu. Pentru că descoperă că nu mai primesc niciun semn de la Dumnezeu. Viața este ciudată. Copiii te părăsesc. Soția sau soțul nu te înțelege. Atunci când te îndrepți spre încheierea vieții, descoperi din ce în ce mai mult că ești singur. Și în singurătatea aceasta contează mai mult ca viața să nu fii singur. Adică să-ți vorbească Dumnezeu. Adică atunci când ești pe patul tău de suferință, când ești atunci în situația că te întrebi, oare eu cine mai sunt? Mai sunt om? Mai am vreo valoare? În momentul acela, Dumnezeu, dacă îți vorbește sau nu, îți dă valoare. Tot Samuel vorbește despre împăratul Saul. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și lucrul ăsta l-a făcut pe Saul să-și trăiască propria lui agonie. N-a existat niciun moment mai teribil în viața lui Saul decât momentul în care cerul s-a închis și nu i-a mai vorbit Dumnezeu. A fost teribil. Tragedia generației mele este pentru că și în generația mea cuvântul lui Domnului este rar. Și în generația mea vedeniile nu sunt dese. Dumnezeu nu comunică, nu pentru că n-ar dori să comunice, ci pentru faptul că noi suntem nepregătiți să-L auzim. Am înțeles ce mi-a spus. Dumnezeu a zis, suntem surzi. Și aveți dreptate. E trist. E trist. Noi nu putem să înțelegem ce favoare avem în momentul în care mai putem vorbi cu Dumnezeu și azi. Că mâine, dacă nu vom putea vorbi cu Dumnezeu, mai bine n-am trăit. Vorbiți cu Dumnezeu, rugați-vă, faceți din Dumnezeu prietenul dumneavoastră, creați și păstrați un dialog cu Dumnezeu, pentru că este
fundamental pentru viața noastră. Iov merge mai departe. Deci prima lui dorință a fost să-mi vorbească Dumnezeu. A doua dorință se găsește în Iov, capitolul 9. Zice el: cum ar putea omul să scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș putea răspunde. Uitați-vă bine, nu pot decât să mă rog judecătorului. Frumoasă neputință, extraordinar. Iov spune: eu nu pot să bat cu pumnul în masă. Eu nu pot decât să mă rog. Spuneau cugetători de mare influență: suntem cerșetori. Și dacă nu ne recunoaștem nevoia din punctul ăsta de vedere, nu ne vom da seama cât de mare este nevoia noastră după asta față în față cu El, în rugăciune. Mai mult decât atât, căci El nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde, să mergem împreună la judecată, cu alte cuvinte să ne judecăm, eu cu pretențiile mele, El cu pretențiile Lui. Nu te poți trage de șireturi cu Dumnezeu, e drept? Nu te poți trage de șireturi cu Dumnezeu. Nu ești egal cu El. N-ai nicio șansă. Fiți atenți ce urmează. Nici nu este vreun mijlocitor între noi ca să-și pună mâna peste noi amândoi. Fiți atenți. Iov trăiește cu peste 1500 de ani înainte de Betleem. Teoretic nu știe nimic despre ceea ce va veni. Teoretic nu știe decât pe Dumnezeu și pe El. Și în relația asta cu Dumnezeu, Iov cere un mijlocitor. Cui cere un mijlocitor? Lui Dumnezeu Tatăl, și îi spune: dă-mi un mijlocitor. Păi cum să-ți dau? De ce să-ți dau? E dreptul meu. De ce e dreptul tău ca să ai un mijlocitor? Pentru că e nevoia mea. Eu nu pot să stau de vorbă cu tine singur. Dă-mi un mijlocitor care să stea, unde să stea? Între noi doi. Unde Iov? Nu știu, dar mai târziu, peste 2000 de ani și așa mai departe, Iisus Hristos intră în sanctuarul ceresc și stă între om și Dumnezeu, și de fiecare dată când eu, Valentin, strig: Doamne, scapă-mă! De fiecare dată Iisus Hristos se așează între mine și Dumnezeu și ia strigătul meu și îl duce în fața Tatălui și îi spune: Tată, Tată, sângele meu a curs și pentru Valentin. Și El a mijloc între mine și El. Și datorită Lui Iisus Hristos, datorită Lui, rugăciunea mea: Doamne, scapă-mă, strigătul meu ăla împrăștiat printre problemele vieții mele, strigătul ăsta ajunge, unde ajunge? Ajunge sub bolțile cerului, în universul ăsta, și răsună acolo. Din cauza cui? Din cauza cui? Din cauza mijlocitorului. Vă dați seama? Asta cerea Iov. Iov nu știa nimic despre lucrurile astea. Și el simte nevoia, cunoscându-L pe Dumnezeu și cunoscându-se pe sine, el simte nevoia: dă-mi, Doamne, un mijlocitor. Wow! Știți cine a scris cartea lui Iov? Poftiți, cine e autorul? Moise. Și cartea lui Iov a fost prima carte scrisă de Moise în Madian. Din cartea asta, când Iov strigă după un mijlocitor, Moise învață o lecție extraordinară. Știți care este lecția care învață Moise?
Haideți! Știți care e lecția care o învață? Auziți! Moise s-a întors la Domnul și a zis: ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Spuneți-mi ce face Moise aici. Observați, din cartea lui Iov, Moise învață să mijlocească el. Vreau să te întreb. Tu ai învățat să mijlocești? Pentru fratele tău, pentru sora ta, pentru biserica ta, pentru vecinul tău, pentru prietenii tăi. Doamne, mântuiește-l. Dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Doamne, mântuiește-l cu orice preț. Salvează-l. Dialogul ăsta există? Vorbește așa cu Dumnezeu? Înainte, cu mult, Iov a simțit nevoia asta atunci când mai avea 5 zile de trai. A simțit nevoia ca cineva să mijlocească pentru el. Când este cineva pe un pat de boală, te-ai dus la el să te rogi împreună cu el și pentru el? Știi că asta este cea mai mare nevoie a lui? Ți-ai pus problema asta vreodată? Uneori nu știm ce să facem. Oameni încurcați, m-aș duce la bolnav, dar nu știu ce să-i spun. Nu știu cum să fac, nu știu cum să procedez. Uită-te la Iov, e simplu, cea mai mare nevoie a lui este să vorbească cu Dumnezeu și să aibă un mijlocitor. Mijlocește pentru el, roagă-te pentru el, fă ceva pentru el în situația asta. S-ar putea să știe, s-ar putea să nu știe, dar e cea mai mare nevoie a lui. Prima nevoie, care a fost? Să vorbească cu Dumnezeu. A doua nevoie? Mijlocitor. Vă rog frumos, țineți minte. Țineți-le minte. În Iov, capitolul 16, după ce vorbește despre mijlocire, Iov mă surprinde altfel. Zice așa: chiar acum martorul meu este în cer și apărătorul meu este în locurile înalte. Martorul meu este în cer. De ce are nevoie de un martor? Aș vrea să vă spun, Iov nu cere altceva decât lucrurile astea. Nu cere altceva. Iov are multe discuții în cartea lui cu prietenii lui despre tot felul de lucruri, dar din punct de vedere al nevoilor și al cerințelor sale, ăstea sunt lucrurile care le cere de la Dumnezeu. Cere să vorbească cu el, să aibă un mijlocitor și acum a apărut martorul. Zice, dă-mi un martor. Martorul meu este deja în cer. De ce are Iov nevoie de un martor? Poftiți? Martorul este acela care vorbește pentru el. Ați băgat de seamă un lucru? Vi s-a întâmplat să uitați? Sau dumneavoastră nu uitați? Cât de mult uitați? Poftiți? Imaginați-vă că cineva vă ia viața de la un capăt și o analizează. De când erați copii, mai țineți minte ceva? De atunci? A pesărită, sora. Dar dacă o ia fiecare zi, mai poți să dai socoteală pentru fiecare zi? Că Scriptura vorbește, zice, fiecare zi. Să-i dau socoteală de toți pașii mei de pribeag, spune tot Iov. De toate zilele vieții. De toate zilele? Păi eu le-am uitat. Nu mai știu.
Cine oare va lua viața mea în toate detaliile ei, pe fiecare zi, pentru ca să răspundă în locul meu, pentru că eu nu mai sunt în stare să răspund? Cine? Și el spune, există un martor. Există un martor care va sta de partea mea, ridicând înaintea tuturor acuzelor pe care Satan, lumea și așa mai departe le ridică. Și el va sta pentru mine și pentru tine. Martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Iov spune, eu nu mă voi putea apăra. N-am cum. Nu știu. Sunt limitat. Este altcineva. Mi-am pus viața mea în mâinile lui. I-am dat lui toată încrederea mea. Va rezolva el problema asta. Va răspunde pentru mine la toate întrebările pe care iadul le va pune. Va răspunde cine? Martorul. Vă rog frumos, de câți oameni are nevoie până acum Iov ca să-l ajute? De unul ca să stea de vorbă? De un mijlocitor? De un martor. Puțin mai departe, tot în legătură cu martor. Dumnezeu ca martor, Mica 1 cu 2, ascultați voi popoare toate, ia aminte pământule și ce este pe el, Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în templul lui cel sfânt. Cine e martor? Domnul. Indiferent care ar fi problemele pe pământul acesta, indiferent cum se vor așeza situațiile, pentru că noi în ultima vreme am schimbat lumea noastră în așa fel încât parcă Dumnezeu nu-și mai are locul pe aici. Indiferent cum vor fi munții, indiferent cum va fi pământul, martorul nu e aici. Martorul unde este? Domnul Dumnezeu să fie martor. Adevărul nu ține de pământul acesta care este schimbător. Adevărul ține de martorul din cer. Apocalipsa 3 cu 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scriei. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Wow! De când funcționează martorul? De la începutul zidirii, adică de unde? Din prima zi a creațiunii. Dacă vreți, istoria pământului acestuia este scrisă unde? În martorul ăsta. Ăsta este martor pentru toată istoria acestei lumi. Cine? Martorul credincios și adevărat. Cine este? Iisus Hristos. Stăpânul istoriei. Capul omenirii. În el este scrisă toată istoria acestei lumi, cu toate problemele ei. Vă aduceți aminte de profeție? Șirul acela de fiare sălbatice care se ridică împotriva poporului lui Dumnezeu, care creează probleme insurmontabile în istorie. Toate lucrurile acestea se rezolvă în martorul credincios. Se rezolvă în Iisus Hristos. Cam așa simte nevoia Iov. Iov simte nevoia de martor. Mai departe, Iov 17. Pune-te singur zăloc pentru mine, înaintea ta. Altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă zălog. Ați citit bine, așa este. Zălog înseamnă garanție. Mai este vreun alt cuvânt mai modern? Garanție este destul de modern, dar mai este și un altul, vă mai gândiți la altul? Ce ziceți de asigurare? Dumneavoastră vă asigurați pe aici? De nevoie, da? A, așa. Când cineva
când cineva vrea să înceapă un șantier public, spre exemplu construcția unui bloc, printre primele lucruri, alături de planuri, printre primele lucruri care trebuie să facă este asigurarea. Trebuie să faci asigurare pentru tot șantierul. Din ce cauză? Dacă se va întâmpla vreun accident pe șantierul respectiv, trebuie să existe posibilitatea ca cineva să acopere consecințele financiare, economice, sociale și așa mai departe. Tot. Și asiguri clădirea, asiguri perimetrul. Tot ce se va întâmpla, ai o asigurare. Aici Iov simte nevoia asta și spune limpede: pune-te tu singur asigurare pentru mine. Cine asigură viața mea? Poftiți? Dumnezeu. Extraordinar. Mă gândesc la lucrul ăsta. Oare de ce trebuie o asigurare așa de mare? N-ai putea să mă asiguri tu, pintea? Pune-te tu, Zolo, pentru mine. Și dacă nu e doar el, să fie doi oameni. Trei oameni, să se pună zăloc pentru mine, să zică, uite, asigurăm noi. Nu s-ar putea ca îngerii să se pună garanție? Noi zicem nu. Dar pe mine mă interesează dacă înțeleg de ce nu. Pentru că îngerii, iertați-mă acum, dacă ar fi să alegeți ca valoare între valoarea vieții unui om și a unui înger, dacă ar trebui să alegeți pe unul, pe cine ați alege? Un om sau un înger? Un om sau un înger? Care e mai valoros, un om sau un înger? Sigur că un înger. Iov spune, eu sunt vierme. Asta e valoarea mea, sunt un vierme. De ce nu poate să mă asigure un înger? Și Dumnezeu a zis, nu, nu-i destul un înger. Păi pentru un vierme? Cum adică să nu fie destul să mă garanteze un înger? Și Dumnezeu spune, nu, te garantez eu. Vreau să vă spun că eu nu înțeleg, dumneavoastră înțelegeți? Înțelegeți de ce? Uitați-vă la Iov. Iov se pare că înțelege. Iov îi spune lui Dumnezeu, pune-te tu singur garant pentru mine. Lui Dumnezeu nu-i cere, pune-l pe altul. Lui Dumnezeu nu-i cere, pune un înger garant pentru mine. Iov îi spune lui Dumnezeu, pune-te tu însuți garant pentru mine înaintea cui? Înaintea ta. Asta e problema. Că garanția se referă la Dumnezeu. Îngerii nu pot să dea socoteală suficientă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Devine atât de frumos, atât de profund, îl întreb pe Iov. Iov, cum de-ai ajuns la gândurile astea? Încă o dată. Moise a scris cartea lui Iov. Moise a scris și Geneza sau Facerea. În Geneza, Facerea, Moise surprinde în mod extraordinar un moment în care Iuda, unul dintre fiii lui Iacov, înaintea primului ministru al Egiptului,
pledează pentru fratele său. Și auziți ce îi spune. Căci robul tău s-a pus garant pentru copilul acesta și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu totdeauna față de tatăl meu. Știți întâmplarea, așa e? Vreți să o aplicați puțin? Aplicați-o puțin la ființa umană în general și la Iisus Hristos. Spuneți-mi, vă rog, cine a plecat să aducă copilul acasă? Cine? Copilul sunt eu. Ființa umană a căzut, a plecat de acasă. A căzut în păcat, a fost rebel împotriva lui Iisus Hristos, împotriva lui Dumnezeu, a fost luat rob. Cine s-a dus să negocieze în felul acesta? Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de... Cine a spus cuvintele astea? Fratele mai mare. Cine? Iisus Hristos. Când am plecat noi, s-a auzit dialogul acesta la nivel universal. Îl voi aduce înapoi. Dacă nu-l voi aduce înapoi, și și-a dat viața. Este extrem de subtil și important acest gând, această descoperire a lui Iov. Suntem la punctul, la care punct? 4. Prima a fost să stea de vorbă prin rugăciune. 2. Mijlocitor. 3. Martor. 4. Garant. 5. Răscumpărător. Auziți? Iov 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Pe asta de unde am mai scos-o, frații mei? Încă o dată, suntem cu 1500 de ani înainte de Betleem și Iov vorbește de un răscumpărător. Sigur că da. Va vorbi Noul Testament, va vorbi tot Noul Testament. Pavel, Petru vor vorbi despre răscumpărare. Dar Iov? De ce vorbește despre răscumpărare? Și spune, eu știu că răscumpărătorul meu este. El nu spune, va fi. El spune, este. Cum e posibil lucrul ăsta? Petru zice, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Haideți să recapitulăm. Nevoile fundamentale ale ființei umane, din punct de vedere al lui Iov, care se vor transforma în drepturi fundamentale în Iisus Hristos, sunt rugăciunea sau a vorbit cu Dumnezeu, dreptul la mijlocitor, dreptul la martor, dreptul la garant, dreptul la răscumpărător. Câte funcții? Cel puțin 5. Despre cine vorbesc cele 5? Numai despre Iisus Hristos. Cu 1500 de ani înainte, un om care mai avea câteva zile de trăit, pe patul lui de moarte și de suferință, întrebat fiind, care sunt nevoile tale? El spune, am nevoie de Iisus Hristos. Am nevoie de Iisus Hristos. Dacă îl întrebai pe omul ăsta, care este dreptul tău fundamental? El răspundea, prin sau din perspectiva lui Dumnezeu, dreptul meu fundamental este Iisus Hristos. Am dreptul la Iisus Hristos. Și lucrul acesta îl spunea tatălui. Aș vrea să spun
nicio religie, niciun sistem religios sau de credință care nu răspunde la aceste nevoi fundamentale ale ființei umane nu poate să aibă pretenția de onestitate sau de suficiență. Cu alte cuvinte, orice sistem de religii care nu oferă aceste garanții este insuficient. Este nul. Omul are nevoie de perspectiva asta. Și aceasta a fost demonstrația fundamentală pe care o face Sfânta Scriptură în prima carte a ei. Pentru că, așa cum știți, deși Geneza este așezată prima în Sfânta Scriptură, din punct de vedere al ordinii scrisului, Iov este prima carte. Iov este prima carte. Geneza începe cu cosmologia sau cosmogonia. Cum a început creațiunea cosmosului, a lumii noastre. Și este frumos. Iov însă începe cu nevoia fundamentală a ființei umane. Biblia poate începe și așa. Din punct de vedere al omului, care este nevoia lui? Și iată care sunt nevoile. Din punct de vedere al omului, care este dreptul omului? Și dreptul omului la existență este răspunsul la aceste nevoi. Sunt drepturile noastre. Cereți lui Dumnezeu aceste lucruri și vom primi în esență mântuirea lui Iisus Hristos. Vreau un adevăr, spune Apostolul Pavel, toți să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Iisus Hristos. Am vorbit despre 5 funcții fundamentale ale Domnului Iisus Hristos pe care le realizează astăzi prin crucea sa. Din punctul ăsta de vedere, Iisus Hristos devine înțelepciune și știință pentru mine și pentru tine. Din punctul acesta. Aș vrea să mă opresc aici. Aș vrea să ofer tuturor celor care ne urmăresc și care sunt în sală perspectiva glorioasă a faptului că Iisus Hristos devine în felul acesta dorința veacurilor sau a istoriei. Și nu există nicio deosebire în dorință dacă oamenii respectivi au fost după Iisus Hristos sau au fost înainte de Iisus Hristos. Aș vrea să spun tuturor celor prezenți și care ne urmăresc că dorul după Iisus Hristos își are rădăcini profunde și departe în istorie. Iov este unul, Enoch este altul, Noe este altul, patriarhii sunt alții, fiecare n-au făcut altceva decât l-au căutat pe Iisus Hristos. În încheiere aș dori să citesc din Sfânta Scriptură, din Evrei, capitolul 11, acea afirmație sublimă a Apostolului Pavel în legătură cu bărbații aceștia care au încercat să afle în istorie radarul acesta al cosmosului, au încercat să prindă viitorul. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Versetul 16. Ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și nu cetatea este care este cea mai importantă. O pagină mai departe, vorbind despre Moise, Apostolul Pavel spune, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire, spre Hristos. Vă mulțumesc!
Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Versetul 26. El socotea ocara lui Hristos mai de preț decât comorile Egiptului. Ce caută Iisus Hristos pe vremea lui Moise? Vreau să observați. Moise nu vorbește doar despre cel nevăzut. Nu vorbește despre Dumnezeu la termenii generali. Apostolul Pavel spune, el a socotit ocara cui? A lui Hristos. Alături de Iov, Moise este acela care îl caută pe Iisus Hristos. Din punctul acesta de vedere, Moise este creștin înainte de creștini. Iov este creștin înainte de creștini. Din punctul acesta de vedere, Avram este părintele tuturor credincioșilor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, a săltat de bucurie pentru că a văzut ziua mea, ziua cui? A lui Iisus Hristos. Trăim într-un univers, într-o universalitate a lucrării Mântuitorului. Astăzi, dumneavoastră care sunteți aici, sunteți urmașii acestor iluștri oameni duhovnicești. Vă doresc din suflet binecuvântarea Lui. Dacă ei au trăit prin credință privind înainte, dumneavoastră trăiți prin credință privind... Înapoi și înainte. Înapoi la Iisus Hristos care a venit și care a împlinit toată dorința acestor oameni. Și înainte la Iisus Hristos care va veni, care va împlini în glorie toate nevoile noastre. Dragii mei, nu este vremea să oscilăm. Nu este vremea să ne clătinăm. Este vremea să fim din ce în ce mai aproape de cer și din ce în ce mai convinși într-o certitudine de neclintit. Vorba apostolului Pavel, eu știu în cine am crezut. Amin. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că prin credință ai trezit în inimile noastre, ale ființelor umane, din totdeauna dorul după cer. Și nu după cer în general, ci după Domnul Iisus Hristos și după slujirea și lucrarea Lui pentru fiecare dintre noi. Au fost cei care nu L-au cunoscut, dar care au simțit nevoia ca El să lucreze pentru noi răscumpărarea și schimbarea stării noastre dintr-o stare pierdută, într-o stare în care Mântuitorul să garanteze pentru noi, să mijlocească pentru noi, să ne răscumpere, să fie martorul nostru, să răspundă la rugăciunile noastre, astfel încât cerul să se apropie de pământ. Doamne, Te rugăm din suflet, binecuvintează prezența acestei adunări în locul acesta și fă ca Duhul Tău cel Sfânt să inspire și să ridice viața și ființa noastră către Tine. Mai e puțin, Doamne, din istoria noastră. Abia așteptăm să înceapă istoria Ta. Am dorit tare mult ca piramida nevoilor noastre de aici să se răstoarne și să trăim după nevoile Tale. Ajută-ne să Te dorim, să Te luăm cu noi în fiecare zi, să trăim prin cuvântul Tău și nu prin pâinea acestei lumi,
și sufletele noastre să-și găsească toată alinarea în Tine. Prin Domnul Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.